videoclipul de astăzi o să vă arăt cum se realizează acest penar cu arici. Materialele necesare pentru acest proiect sunt o bucată de material cu dimensiunile de 20 cu 30 cm, poate să fie un material colorat sau alb. Eu l-am avut pe acest alb și am brodat ceva pe el. Ac și ață, de aceeași culoare cu materialul de preferat. Și arici, adică din acesta. Să începem! Primul lucru pe care l-aveți de făcut este să îndoiți materialul pe jumătate, pe partea din spate, adică în acest fel. Și să presați, astfel încât să delimitați jumătatea acestuia. În continuare, îndoiți o bucată de aproximativ 2-3 cm în interior, și pe o parte și pe cealaltă. Având grijă ca marginile să fie egale. Și să o coasteți de jur împrejur. Și pe o parte și pe cealaltă. Eu voi prinde cu bolturi, astfel încât să-mi fie mai ușor. După ce ambele margini de 20 cm ale penarului au fost cusute în acest fel, urmează să tăiați 5 bucăți din arici. Și urmează să le coaseți pe fiecare pe această margine. Vom lua pe rând câte una, vom desface și o vom coase pe această margine. După ce ați lipit prima bucată, urmează să vă dați seama cam unde ar trebui să vină cea de-a doua și să o coaseți și pe aceasta. După ce ați cusut prima din cele 5 pătrățele de arici, faceți la fel și cu următoarele 4, având grijă ca prima parte se alinieze perfect cu a doua. După ce pe ambele margini ale penarului a fost cusut ariciul, urmează să întoarcem, astfel încât materialul să fie pe dos, și vom coase aici și aici. După ce au fost cusute și aceste două margini, urmează să întoarcem penacul. Așa va arăta acesta la final. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați like și abonați-vă la canalul de YouTube Simplu de Făcut. În cazul în care considerați că videoclipul poate ajuta și pe altcineva, distribuiți. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip.